Salutare națiune și bine ai venit la un nou clip. Și după cum bine vedeți, astăzi vă propun un nou unboxing. Un unboxing la un telefon pe care îl știți cu toții, pe care l-ați mai văzut pe acest canal, la care am mai făcut unboxing, dar de data aceasta facem unboxing-ul pe o altă culoare. Huawei P20 Pro, varianta de culoare neagră, black. Un telefon absolut excepțional. Am reușit în sfârșit să vând Samsung Galaxy S9 Plus a treia oară și, bineînțeles, am decis să revin pe Huawei P20 Pro a patra oară. Dar de data asta, definitiv, aveți cuvântul meu de onoare că până la momentul lansării noilor iPhone-uri și a noilor terminale de la Huawei, și în speță mă refer la Mate 20, Mate 20 Pro, nu intenționez să mai schimb telefonul. Deci Huawei P20 Pro va fi pentru următoarele 3 luni, 4 luni, până când vor apărea noile terminale pe piață, va fi singurul telefon pe care îl voi utiliza. Decizia a fost foarte simplă de a reveni pe P20 Pro, nu reiterez din nou aceleași lucruri pe care le-am spus de atâtea ori pe pagina de Facebook a acestui canal, dar și în clipurile mele. Am avut între timp oportunitatea, mulțumită unui prieten, să butonez preț de câteva minute OnePlus 6, un terminal foarte interesant, foarte interesant, dar la care am observat totuși chestii care reflectă de ce se vinde la prețul respectiv. În orice caz, este un terminal de luat în considerare. Aș fi putut opta să plasez comandă astăzi pentru un OnePlus 6 și mi-ar fi ajuns în maxim 3 zile, dar din păcate eu nu pot să stau fără un telefon în buzunar prea mult timp. Răbdarea nu este punctul meu forte. Drept urmare, mi-am găsit un P20 Pro Black de data asta. Am avut P20 Pro pe negru în mână. Mi-a plăcut foarte mult culoarea. Nu este chiar negru, așa cum vă așteptați, este mai degrabă un space grey de iPhone 8 Plus. Cam aia ar fi cea mai potrivită descriere pentru culoarea asta de pe P20 Pro. Este un gri foarte, foarte închis, un gri șarcoal, ca să zic așa. Cutia este sigilată, drept urmare, haideți să procedem la unboxing, să desigilăm cutia, să dăm jos folia asta de hârtie. Și după cum bine vedeți, mă chinui cu o cheiță SIM. Dar nu e nicio problemă. O rezolvăm. Reiterez, puteam să comand OnePlus 6. Este un terminal foarte interesant. Mi-a plăcut ce am văzut. Și vreau să vă spun încă din start. Și cu ajutorul prietenului meu, poate că o să și reușesc să vă pun la dispoziție niște poze, cei drept, nu cele mai bune poze sau cele mai magnifice poze făcute cu OnePlus 6, însă să vă faceți o idee de cât de bună este camera de pe OnePlus 6 comparativ cu Samsung Galaxy S9 Plus, ca să nu mai fiu acuzat că favorizez Huawei. Să ne înțelegem foarte clar. Deci o să vă pun la dispoziție niște poze, niște sample-uri pe care le-am făcut cu OnePlus 6. Pam, 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 pam. Momentul adevărului, hopa, haț, una bucată terminal, așa cum am zis, îmi place foarte mult cum arată pe culoarea neagră. Eu am mai spus-o în clipurile mele, ca și culori întotdeauna la telefoane prefer negrul, este o culoare sobră, este o culoare elegantă, care se pretează la absolut orice fel de ținută. Tocmai de aceea mie îmi place culoarea asta. Dar, după cum bine știți, am avut și varianta Twilight, ca să zic așa, care arată foarte mișto, într-adevăr. Dar de data asta, pentru că am deținut deja Twilight-ul, am decis să merg pe varianta de culoare neagră. Haideți să vedem ce mai conține pachetul. Avem cheița pentru cartela SIM, avem husa de silicon care vine inclusă în pachet cu terminalul. Eu apreciez întotdeauna cadourile astea pe care le fac producătorii și în special
Huawei a făcut chestia asta întotdeauna, să ofere o husă de protecție și o folie de protecție montată pe display din fabrică. Folie de protecție care, să ne înțelegem, nu este de cea mai bună calitate, dar ajută, protejează împotriva zgrieturilor și pe care o puteți înlocui oricând. Mai avem niște manuale pe aici, un manual de garanție și un manual de utilizare de instrucțiuni al telefonului. Le dăm deoparte că nu ne interesează matricula. În cutie mai avem încărcătorul super rapid de 5V, cablul USB de tip C pentru încărcare, dar și transfer de date mobile. Avem un adaptor pentru jack-ul audio de la USB tip C la 3,5 mm și o pereche de căști tot cu USB tip C care copiază la perfecție căștile celor de la Apple. Astea sunt accesorii pe care eu nu le folosesc niciodată, drept urmare nici nu mă interesează pentru că eu întotdeauna folosesc căști de tip wireless. Cam asta este conținutul cutiei. Astea sunt lucrurile care se regăsesc în cutie și, bineînțeles, urmează partea cea mai nasoală și anume să mă reapuc, să mă reinstalez absolut toate aplicațiile, să-mi customizez telefonul așa cum îmi place mie, întotdeauna, după care, bineînțeles, mă voi apuca să-l utilizez intens, așa cum am făcut și cu celelalte P20 Pro pe care le-am deținut anterior și anume cele în varianta de culoare Twilight. Haideți să dăm jos folia asta de pe spate unde avem trecute niște informații. Și așa arată telefonul pe culoarea asta neagră. Mie îmi vine un pic dificil să zic că e negru-negru. Chiar și în lumina asta produsă de lămpile de studio, cel puțin pentru ochii mei se vede că este un space gray închis. Arată super mișto. În lumina soarelui se deschide un pic mai mult și se observă un pic mai mult că este mai degrabă un space gray decât negru clasic. Nu mă deranjează absolut deloc, tocmai de aceea am ales culoarea asta. Sincer să fiu, îmi place mai mult decât albastru, pentru că știți foarte bine, pe 20 Pro vine în mai multe variante de culori. Twilight-ul fiind, hai să spunem, cea mai fascinantă, mai există albastru și negrul ăsta. Telefonul arată super mișto. Așa cum am spus, voi trece la instalare, la setup-ul inițial, îl pornim. După care ne apucăm de treabă. Și de aici începe distracția. Cam atât în clipul ăsta. Nu a fost nimic ieșit din comun, a fost doar un unboxing la un telefon la care am mai făcut unboxing, dar am vrut să vă arăt culoarea pentru cei care sunt interesați eventual de telefonul ăsta pe culoarea asta sau pe varianta asta de culoare. În rest, specificațiile sunt aceleași. Avem 128 GB de memorie internă la dispoziție, avem 6 GB de RAM. Și bineînțeles, avem de-a face cu varianta Dual SIM, adică suportă două cartele SIM. Pentru cei interesați de acest aspect, pe mine unul personal mă interesează, folosesc un singur SIM întotdeauna, indiferent de telefon. Cam atât în acest clip, ne vedem data viitoare. Până atunci, toate cele bune, pace vouă!